Adresabilitatea populației spre vaccinarea anticovid este din ce în ce mai redusă, existând localități hunedorene în care, de mai multă vreme, nicio persoană nu s-a mai arătat interesată de acest tip de imunizare. Ca atare, Direcția de Sănătate Publică a decis ca de luni, 14 februarie, să fie suspendată activitatea centrelor de vaccinare din Călan, Petrila, Simeria și Vulcan și a celor care funcționau la spitalele din Deva și Hunedoara. De luni, din data de 14, o să închidem 4 centre de vaccinare. În principiu o să rămânem cu 8 centre în acest moment, urmând să analizăm pe parcurs funcție de adresabilitate dacă mai închidem sau nu. Sunt unele spitale, Spitalul Hunedoara, de exemplu Spitalul Deva, care au avut și ei centru de vaccinare, o să suspendăm activitatea acolo. În principiu, noi monitorizăm zilnic, pentru că dacă scade adresabilitatea sub un anumit număr al testării, nu se mai justifică să ținem centru activ. Cu toate acestea, incidența de îmbolnăvire cu COVID-19 în județul Hunedoara este în continuă creștere din 28 decembrie anul trecut, astăzi ajungând la 18,34 la 1000 de locuitori. În județ, 67 din cele 69 de unități administrativ-teritoriale sunt în zonă roșie, cu rate de peste 3 la 1000, doar în comunele Balșa și Bătrâna nefiind raportate cazuri de COVID. Cea mai mare incidență de 29,10 la 1000 se întâlnește la Hațeg, iar cei mai mulți infectați cu SARS-CoV-2 în număr de 1832 sunt înregistrați la Deva. În ceea ce privește gradul de ocupare al paturilor din județ destinate pentru pacienții COVID, și acesta a crescut, ajungând la 52,57%, dar rămâne încă unul liniștitor.